cinstiți nași, iubiți credincioși, Hristos a înviat. Ne bucurăm cu toții astăzi, începând de la cer și continuând cu pământul. Și așa cum se spune în plan între cântările învierii și cerul, și pământul, și cele de desubt. Cerul însemnând că se bucură Dumnezeu, Maica Domnului și Sfinții Lui. Pământul însemnând că ne bucurăm noi toți, cei care am participat la botezul lui Mihai. Iar cele de desubt și ele se bucură pentru că există prin nașterea lui Mihai încă o nădejde pentru neamul din care se trage. Și ne referim la cei care au plecat din această lume. Ca el să rămână o bucurie și pentru Dumnezeu, și pentru noi toți, și pentru neamul din care se trage și care a plecat din această lume, trebuie să fie clădit corespunzător. Și aceasta se poate face în și prin biserică. Cu ajutorul Sfintelor Taine, cu harul Duhului Sfânt, care lucrează în biserica Domnului nostru Iisus Hristos și prin lucrarea noastră preoțească. Ca el să se clădească corespunzător, părinții lui după trup trebuie să le duce așa cum se cuvine, ca să fie bucurie pe parcursul întregii vieți și mânghiere la bătrânețe. Ca să se clădească corespunzător, părinții după duh, nașii, trebuie să-și asume responsabilitatea de astăzi, și anume aceea de a fi părinți duhovnicești, părinți spirituali. Ați mărturisit credința, ați rostit simbolul de credință, crezul. Acest lucru trebuie să fie pentru Mihai nu doar un moment, ci trebuie să fie de acum înainte ceea ce spuneam eu, însă devenirea lui. Credința este lucrătoare. Trebuie să fie lucrătoare prin iubire, așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel. Așadar, trebuie să învățați credința noastră strămoșească. Trebuie să verificați dacă este crescut în credința noastră strămoșească. Și adesea, chiar dumneavoastră să duceți la biserică, chiar dumneavoastră să învățați o rugăciune, chiar dumneavoastră să fiți cel care îl aduceți în fața Sfântului Altar spre a fi împărtășit cu Sfintele Taine. Și apoi, el trebuie să se clădească și de toți ceilalți din neamul lui. Toți aveți o responsabilitate, și bunicii, și unchii, și toți cei care aveți un grad de rudenie oarecare cu Mihai. Toți, dragii mei, absolut toți, avem o responsabilitate care trebuie să ne asumăm și care îl va ajuta pe Mihai să fie un om adevărat, un om demn, un om credincios. Și așa cum spuneam, nu numai astăzi, ci pentru toată viața și sperăm noi pentru veșnicie, bucurie pentru cer, adică pentru Dumnezeu și Sfinții Lui, bucurie pentru pământ, adică pentru semenii Lui, începând cu cei mai apropiați din casa Lui și continuând cu neamul din care se trage, respectiv și pentru cei care au plecat din această lume. Mulțumesc tare mult părinților împreună slujitori, părinților lui Mihai care m-au chemat la botez, nașilor, bunicilor, dumneavoastră tuturor. Într-adevăr, să fie un om de rădejde pentru biserica noastră, pentru țara noastră, și pentru mântuirea neamului românesc. Amin. Hristos a înviat.